Bună, eu sunt Lena și azi am revenit cu un nou videoclip. Azi voi face recenzia a două titluri foarte drăguțe la editura Cutiuța cu povești. Ele se numesc Trambolina Batovina și Căluțul din Margaret. Eu le-am primit înspre recenzie la ei și le mulțumesc foarte mult că mi-au dat ocazia să citesc două cărți la fel de minunate ca acestea. Voi începe cu recenzia cărții Trambolina Batovina, scrisă de Nicoleta Sibișan cu ilustrații de Amandin Bănescu. Această carte are niște coperte interioare superbe cu constelații și este foarte educativă, deoarece la final avem descoperă sistemul solar cu Tina și avem 4 pagini cu informații despre sistemul solar și la final un test de 2 pagini în care ni se pun întrebări ușoare cu multe variante de răspuns despre informațiile aflate. În carte este vorba despre Tina, balerina, o girafă foarte zvăpăiată, cum să spun așa. Cartea toată este în rime și o să vă citesc un paragraf, adică primul care mi-a plăcut foarte mult. Tina, balerina, de sau Trambolina, dua, pânză premura și girafa nici că se oprea. Bufnița ar fi sărăcia, dar girafa n-o lăsa. Este și această bufniță care dorea și ea să sară pe trambolină, dar Tina, cum a spus, nu o lăsa. Această bufniță avea un plan viclean și a pus-o pe Tina să sară tot mai sus. Și mai sus, să vadă un lucru, să verifice ceva și până la urmă a ajuns pe lună. Acolo pe lună, girafa nu știa ce să facă. Câteva animăluțe au încercat să salveze, dar vă las pe voi să descoperiți ce s-a întâmplat mai departe și vă asigur că această carte are un final foarte, foarte distractiv. O să vă citesc și sinopsisul ei. O girafă balerină care sare în trambolină și o bufniță ciudoasă îi cam joacă ei o farsă. Tina brusc a dispărut, spune tu ce-i de făcut. Dar uite-o că apare, se zărește mică în zare, cu un meteorit călare. Coșcei oare mai special decât surfingul stelar. Ai văzut așa ceva? Nici eu, dar girafa da. Cartea este una foarte frumoasă și ilustrațiile sunt foarte, foarte drăguțe și vă recomand cu drag. Dacă nu pentru voi, poate sunteți prea mari pentru asemenea cărți, dar puteți să o luați surorii sau fratelui vostru mai mic și să o citiți împreună. Următoarea carte se numește Căluțul din Margaret și este scrisă de Andreea Călinescu cu ilustrații de Alexia Udriște. Deci cartea aceasta are un format mai special, dar are și niște ilustrații foarte, foarte frumoase, dar și cele pe copertă. Uitați! În ea este vorba despre o fetiță pe nume Selena, care studia în vacanța de vară la bunica ei. Ei plăceau foarte mult florile și și tot timpul culegea flori și le uda. Și într-o zi, dintr-o margaretă, a auzit o voce. Acolo era un căluț ce i-a spus că el locuiește pe o altă planetă, după nori, și acolo o vrăjitoare rea a făcut să dispară toate florile. Selena i-a spus bunicii ei și aceasta a ajutat-o să ducă să pregătească niște semințe pentru a le duce pe planeta căluțului. Dar cum aveau să le ducă? Dar vă mai dau un indiciu. Bunica cunoștea o porumbiță pe care a ajutat-o în copilărie. Și vă las pe voi să descoperiți dacă au reușit sau nu să ducă semințele și să le planteze înapoi pe planeta căluțului. Cartea pot să spun că e una interactivă. Să le găsiți o pagină asemenea. Deoarece, uneori, când trebuie, sunt aici flori, zice, ajută-o pe Selena, scrie denumiri de flori. Și poți să umpli tot spațiul acesta cu denumiri de flori. Apoi, pentru copiii mai mici, sau chiar și pentru voi, puteți să scrieți numerele, iar la final, uite, sunt o felul de adunări sau așa și zice, scrie răspunsul aici. Numărul cu bunica din 10 în 10. Iar la final, cum am zis, poți să-ți imaginezi dialogurile și să completezi aici.
e foarte, foarte drăguță cartea și vă recomand cu drag. Mie chiar mi-a plăcut foarte mult și din nou puteți să oferiți cadou o fratelui sau surorii voastre mai mici, mai ales acum că vine Paștele. Sper că v-a plăcut videoul meu și nu uitați să abonați la canalul meu. Pupicii spăr la citit! Pa!